ambele decedate în urma accidentului feroviar. La 9 abia ore. Vorbea la telefon exact pe partea din care venea greu. Cele două profesoare, Elena Modrangu, de 33 de ani, și Iustina Țugui, de 41 de ani, din Mihăiești, respectiv Berevoiești, au ținut ultimele cursuri astăzi până la ora 14. Au plecat foarte vesele de la școală, având totuși parcă o presimțire că ceva rău li se va întâmpla, luându-și la revedere de la copii și colegi. Drumul spre casă avea să fie, din păcate, ultimul pentru cele două. Din neatenție, șoferița, profesoara de chimie, Iustina Țugui, nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată din Mihăiești. Aceasta vorbea la telefon și nu a auzit semnalele sonore ale trenului ce se deplasa dinspre Pitești spre Câmpul Lung. În ciuda efortului făcut de mecanicul trenului, impactul a fost nimicitor. Cele două au murit pe loc. De dimineață veneam de la Câmpul Lung, la drumul Drăghiciului, m-a luat pe mine și încă o cetățeancă în mașină. O luat la ocazie? La ocazie, da, ce? La 9 fără 20, la 9 avea ore. Și mergeau la școală? Ea singură mergea la ore. Da, și cealaltă cred că a fost mai înainte, știu eu, și am vorbit. Zic, mama ta se duce, Nina, zic, verișoară cu mine, zic, se duce cu băiețelul la școală. Zice, nu, tante, nu, că vine mare, e mare, cu e pe a cincea. Dar ce, echipul lui tatăl meu. Păi zici și la tine, nu tău, echipul lui tatăl tău? M-a dus până la școală, acolo, așa, am mulțumit, am vorbit, la revedere, să rămână. I-a intrat în școală și eu am plecat, că sunt prima casă lângă școală. Deci terminaseră programul și se mergeau acasă. Ați vorbit cu dumneavoastră astăzi? Astăzi de dimineață. Și cum? Da. Era în regulă, nu? Cadre didactice competente, cadre didactice. Vă dați seama, mi-este foarte greu să vorbesc. Mai ales cu cea care este de aici, din localitate, colaboram. Vă cunoșteați și... Foarte bine, bineînțeles. Și în afara școlii, că doar suntem în aceeași localitate de Mihăiești. Da. Vă așteptați la așa ceva? Nu, cum să mă aștept. Niciodată. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Noi eram în tren, veneam de la Pitești. S-a auzit o bubuitură foarte periculoasă. Am zis că a sărit ceva după în spate. Și când acolo era o mașină în față. Vorbea la telefon exact pe partea din care venea trenul. Și-a luat-o în plin. Cu toate măsurile, dar să frâna din timp, nu s-a putut. Ați văzut-o că vorbea la telefon? Am văzut-o. Mecanicul a văzut-o. A dat claxoane de când cobora de vale. N-a făcut nicio eschiză. De asta s-a și frânat așa repede, că altfel ajungeam dincolo în pasaj. Deci drumul de frânare la un tren e de... 5-700 de metri. Și cât a durat până a frânat? Cât păi noi am frânat din timp. Păi dacă am mers 150 de la pasaj de unde am lovit-o, deci trenul era foarte în curs de frânare. Am văzut-o de la 500 de metri. Și ați... Am dat claxoane, am frânat, am văzut că mă oprește și... Dar ați văzut ce făcea în timp? Vorbea la telefon. Conducea și vorbea da, la telefon? Da. Și credeți că de aia nu v-a văzut? Păi de automat n-a văzut, n-a fost atentă, n-a auzit claxoane. Dar nu s-a uitat în stânga. Nici n-a schițat să o opresc. Din primele cercetări rezultă faptul că cea care a condus autoturismul nu s-a asigurat corespunzător, ne dând prioritate trenului care circula dinspre Pitești către Câmpul Lung. În urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat două ambulanțe și un echipaj smurd. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul celor două profesoare. Pentru scoaterea victimelor a fost nevoie de intervenția echipei de descarcerare. Erau decedate de aproximativ 20 de minute. S-a mai încercat vreo metodă de recuperare? Nu. Era instalarea decesului de multă vreme. Mașina am găsit-o cum am găsit-o acum pe șine. Am reușit să scoatem prima victimă fără descarcerare, însă a doua victimă a fost blocată în interior. Am decopertat plafonul mașinii și am tăiat volanul pentru a scoate a doua victimă. Cele două victime, din păcate, au fost declarate decedate de către serviciul de ambulanță. Cât a durat intervenția? 5-7 minute maxim. Iustina Țugui era profesoară de fizică chimie, iar Elena Modrangu de muzică desen. Blestemul parcă s-a abătut asupra familiilor celor două. Tatăl Iustinei Țugui a murit în urma unui accident de mașină pe vremea când ea era elevă la liceu, iar sora Elenei Modrangu a decedat de asemenea într-un accident la Constanța. În urma celor două au rămas trei copii orfani.